Hei, salutare și bine ați venit la un nou video. Astăzi o să facem un review la mouse-ul ăsta fără fir la 25 de lei de la Kaufland, mouse Omega. Noi scrie că face multe chestii. Are rezoluția programabilă, adică o să meargă pe mai multe suprafețe. Să vedem ce e de capul lui. Zice că trebuie două baterii AA, 3A, care nu sunt incluse. Mă uit pe față să nu tai cumva mouse-ul. Receiver. O antenă pentru mouse-ul ăsta. Se bagă la... frumos. Are loc de depozitare. Nu că toate mouse-urile au loc de depozitare, dar... Nu. Se simte bine în mână, dar e un pic cam mic. Nu zic. Asta e și mai mic. Și mă enervează foarte mult. Asta e un pic mai mare. Are modelul ăsta ergonomic, așa frumos. Nu e silicon, dar e punctat plasticul ăsta. Și nu alunecă. Să vedem. Să punem două baterii înăuntru. Și l-am conectat, merge. Să vedem. Oh, merge destul de bine, chiar și pe masă. Chiar sunt impresionat. Merge foarte bine. Să iau gunoaiele astea de aici. Să le păstrez, că are 2 ani în garanție. Și pot să arunc mouse-ul ăsta. Singurul motiv pentru care am luat mouse-ul ăsta fără firie pentru că băiatul cel mic al meu tot timpul îmi trage de fir. Am făcut aici la mouse să nu se mai îndoaie firul
să se rupă, dar apoi a început să-mi strice slotul USB. Așa de tare trage când agață, așa de rău își prinde mâinile și nu dă drumul. Deci, butonul acesta pentru rezoluție e sensitivitatea, cum ar fi. Dacă miști un pic să meargă foarte puțin sau dacă miști un pic să meargă foarte mult. Și e foarte sensibil la nivelul 3. Nu trebuie să mișc mult ca să ajung în tot ecranul. Îmi pare rău că nu am o cameră mai bună. No. Pentru mine merită banii. Sper să vă placă video-ul ăsta. Dați un like, share și subscribe. Vă mulțumesc pentru vizualizare și ne vedem în video următor.